Credem că Dumnezeu primește închinarea noastră și ne binecuvintează. Slavă Lui! Oamenii lui Dumnezeu, doar pentru câteva clipe o să mai rămânem în picioare, am intenția să citesc un scurt pasaj din Scriptură, de asemenea Cartea Faptelor, Faptele Apostolilor, de data aceasta capitolul 19. Este un pasaj care pune în evidență lucrarea Domnului din biserica din Efes. Capitolul 19, începem cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Oameni dragi, suntem din nou împreună. Mă bucur de toate ocaziile acestea în care ne vedem în casa Domnului, cu scopul să îl proslăvim pe Dumnezeu în noi și între noi. În calitate de musafir îmi exprim încă o dată recunoștința față de bunăvoința pastorului dumneavoastră, prietenul meu, pentru dragostea cu care întotdeauna îmi oferă onoarea să slujesc, stând în fața dumneavoastră și în fața Domnului. De dimineață spuneam că suntem cu una dintre fiicele noastre și cu soțul și copiilor. Acum spunem că suntem cu două dintre fiicele noastre, cu soților și copiilor, adică nepoții noștri. Este și Simona cu Gianni cu noi, avem 6 nepoței de la ei. Am mai avut pe fiul nostru care s-a întors acasă ieri, împreună cu puiul lor. Apreciem foarte mult că ne-ați primit cu atâta dragoste și ne-ați ajutat, în mod deosebit familiile Rusa, Ancateu, prietenii noștri care întotdeauna fac șederea noastră aici, o ședere foarte plăcută și binecuvântată, și apreciem dragostea, efortul și cheltuiala pe care le faceți cu musafirii, dar vorbesc în primul rând în ce mă privește pe mine și casa mea. Sunteți o biserică deosebită, ospitalieră, și lucrul acesta se simte, după cum dumneavoastră, întâlnindu-vă cu o persoană, vă puteți da seama la modul general. Zicea bunica cam câte prune are în traistă. Tot la fel și noi, care trecem prin biserica aceasta, putem să apreciem că sunteți o biserică ospitalieră, foarte prietenoasă și echilibrată. Dumnezeu să vă țină așa și să vă binecuvinteze. Având din nou ocazia să mă adresez dumneavoastră din cuvântul Domnului, am ales în seara asta să rămân în subiectul despre care am spus câte ceva de dimineață și de data aceasta să continui, pună din evidență alte câteva aspecte ale lucrării Duhului Sfânt. Încep prin a remarca faptul că revelația lui Dumnezeu este un proces de aproximativ 1500 de ani. Dumnezeu a implicat peste 40 de bărbați profeți ai Vechiului Testament și apostoli ai Noului Testament ca să scrie în calitate de scriitori această descoperire care a venit de la Dumnezeu, începând cu Cartea Geneza și încheiindu-se cu Cartea Apocalipsa, revelație sau descoperire în care Dumnezeu s-a descoperit, El nevăzutul, ființa nevăzută, s-a descoperit, a devenit, dacă pot spune, vizibil prin faptul că ne-a explicat în cele 66 de cărți, 39 și 26 respectiv, 27, ne-a explicat Dumnezeu cine este El, cum este El, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi, ce iubește și ce urăște Dumnezeu. Citind Scriptura, se conturează în mintea noastră imaginea lui Dumnezeu. Și citirea Scripturii, studierea acesteia, ne ajută să-L înțelegem mai bine pe Domnul și să dezvoltăm o relație solemnă și serioasă, responsabilă cu El. De asemenea, în procesul acesta, Dumnezeu a făcut câteva mari investiții, care investiții au făcut posibilă aplicarea planului de mântuire
al Domnului. De pildă, investiția Scripturii, adică îndrumătorul. Imaginați-vă că n-am fi avut Biblia, ce știam despre Dumnezeu? L-am fi pus pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli, fiecare am fi avut propriul punct de vedere cu privire la divinitate, dar acum avem Biblia și Biblia creează unitate în perspectiva noastră teologică, fiindcă noi ajungem în consens, deoarece avem aceeași sursă de informare. Apoi a existat investiția lui Iisus Hristos, Mântuitorul, care a venit cu misiunea să moară pentru noi și să ne justifice păcatele înaintea lui Dumnezeu. Dar atunci când Mântuitorul s-a ridicat, Mângâietorul a coborât, dacă îmi permiteți expresia, luându-i locul, pentru ca să nu rămânem singuri. Mi se pare de-a dreptul înduieșătoare această grijă și intenția lui Dumnezeu. Să trimită pe cineva în locul celui care se ridică, pentru ca să nu rămânem singuri. Este mai mult decât înduioșător. Mi se pare ofensator la adresa iubirii divine să ne simțim singuri, să ne plângem de milă, să credem că suntem părăsiți, când noi cunoaștem descoperirea prin care Dumnezeu ne asigură de faptul că Duhul Sfânt a venit să fie în noi și cu noi, tocmai pentru a nu fi singuri. Este aproape ridicolă atitudinea de a te simți singur în situația în care Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt să fie pe pământ cu biserica până la sfârșit. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre cineva foarte cunoscut și în același timp cineva foarte necunoscut. Aceasta este marea dilemă când vorbim despre Dumnezeu. Un Dumnezeu pe care nu l-a văzut nimeni niciodată, o ființă eternă și infinită, care pur și simplu se constituie într-o uriașă diferență, un Dumnezeu despre care citim în Scriptură, căruia ne rugăm de câteva ori pe zi și pe care nu l-am văzut niciodată. Sigur că pentru noi se constituie într-o problemă chestiunea aceasta, relaționăm cu cineva pe care nu-l vedem. Ce-ar fi să ne căsătorim cu cineva pe care nu-l vedem? Ce-ar fi să facem business cu cineva pe care nu-l vedem? Vedeți, Dumnezeu este singura ființă din relațiile pe care noi le avem, o ființă care nu se vede. Însă, atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, ne referim la Dumnezeu, dar la Dumnezeu Duhul Sfânt. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să spunem neapărat că Duhul Sfânt a fost implicat în lucrările lui Dumnezeu alături de Tatăl și de Fiul, de pildă, a fost implicat în creație, de aceea spunem că a fost implicat în lucrarea creatoare. Scriptura ne spune că pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape Duhul lui Dumnezeu se mișca. De asemenea, El a fost implicat în revelația de care pomeneam puțin mai devreme, descoperirea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu și Petru remarcă în a doua epistolă, capitolul 1. Știți că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, pentru că ea nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au fost mânați, călăuziți, inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Observați că Duhul Sfânt e prezent în creație. E prezent în procesul revelației, care spuneam că a durat aproximativ 1500 de ani și au fost folosiți un număr mare de scriitori. De asemenea, este implicat în mântuirea noastră. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că omul se naște din nou din apă și din Duh, din cuvântul lui Dumnezeu care îndrumă, care spune ce să faci și din Duhul lui Dumnezeu care îți dă putere să faci ceea ce cuvântul îți spune să faci. Apoi a fost implicat în lucrarea bisericii, sau termenul teologic fiind eclesiologie. Nu există biserică fără Duhul Sfânt. Biserica se bazează pe prezența și pe lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii care slujesc în biserică sunt călăuziți, împuterniciți, folosiți de Duhul Sfânt. Apoi lucrarea de misiune, de evangelizare, este sub călăuzirea, sub îndrumarea Duhului Sfânt. Aduceți-vă aminte de misiunile, cele trei călătorii misionare ale Apostolului Pavel și aduceți-vă aminte de Duhul care într-un mod atât de specific l-a călăuzit pe Pavel în cele mai multe locuri să meargă, în câteva să nu meargă. Întotdeauna misiunea, evangelizarea se face sub călăuzirea Duhului Sfânt, chiar dacă noi nu suntem
extrem de conștienți că Duhul ne împinge, ne călăuzește într-o parte sau în alta, dar în general lucrurile acestea sunt făcute de Duhul Sfânt în biserică. Toate inițiativele acestea care presupun inițiativă, bani, capital uman, efort, sacrificiu, toate se fac pentru că oamenii au inima atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Mișcarea Duhului este printre frați, este în biserica Domnului. De asemenea, ultima lucrare este cea escatologică, respectiv cea care privește vremea sfârșitului, care promovează cele mai ascultate predici, adică să vorbim despre când vine Domnul. Când vine Domnul, cum vine Domnul și multe alte detalii care sunt în legătură cu subiectele acestea. Dragii mei, am vrut să spun prin ceea ce am spus până acum, că Duhul Sfânt nu este cineva care a venit la cinzecime și atunci a apărut prima oară pe scena istoriei. Duhul Sfânt a fost prezent în creație și apoi în toată istoria lui Israel, a Vechiului Testament, care e istoria unui popor, și a Noului Testament, care e istoria națiunilor. Și El va rămâne cu biserica până la sfârșit. Lucrul acesta ne îmbărbătează. Dacă un copil ar ști că tatăl e cu el întotdeauna, nu ar mai plânge simțindu-se singur și expus, vulnerabil. Un câine sau poate băieți mai mari care îl amenință. Dar dacă tata e acolo, el se simte liniștit, pentru că tata, de când a apărut el pe pământ, a fost protectorul lui și el se simte în liniște, în siguranță atunci când e tata prezent. La fel și noi, știind că Duhul Sfânt a fost trimis să fie și să rămână cu noi până la sfârșit, trebuie să fie o garanție suficientă a faptului că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne binecuvintează. Aud pe tot mai mulți oameni care vorbesc despre ușile acelea care se închid și rămâi singur, inclusiv în raport cu tovarășul de viață care rămâne în sala de așteptare sau copiii, cum povestea fratele Petrică. Mi-aduc aminte că soția de multe ori mi-a spus după operația pe care ea a avut, o operație lungă, 12 ore fără 5 minute, operația ei de cancer, și încearcă să-mi povestească ce a simțit ea când s-au închis ușile care ne-au separat unul de altul. Și a fost foarte marcată de experiența aceasta. Eu n-am trecut printr-o astfel de experiență decât fiind în sala de așteptare. Dar îmi dau seama că experiența asta este extrem de influentă, extrem de puternică și ea se constituie într-o experiență grozavă pentru cei care au harul să se și întoarcă de acolo. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre cele cinci experiențe ale botezului cu Duhul Sfânt din Cartea Faptele Apostolilor. De ce fac lucrul acesta? Fac lucrul acesta pentru că noi avem nevoie de modele și, în general, avem liniște atunci când modelele sunt biblice. Și când vorbim despre Duhul Sfânt și despre această diversitate de interpretare a Scripturii, despre această uriașă mișcare harismatică din care face parte și Biserica Pentecostală, asistăm la o diviziune de probabil 35.000 de denominații creștine și ne întrebăm care este cea mai apropiată de Scriptură. Probabil că într-o paranteză ar mai trebui să spun și faptul că, deși am mai spus și au mai spus și alții și se va mai spune, că orice predicator atunci când citește un pasaj din Scriptură și când abordează pasajul acesta prin ceea ce noi numim o predică pe care el o rostește, el alege să facă una din două sau pe amândouă într-una. Adică, ori abordează o metodă istorică încercând să spună cum a fost atunci și acolo și vorbește despre personajele prezentate în text. În cazul nostru, Pavel. Pavel se întâlnește cu ucenicii lui Ioan. Le pune întrebări. Oamenii aceștia își divulgă vulnerabilitatea și ignoranța și am putea să vorbim despre partea istorică, Efes, ce fel de oraș a fost, cât era de religios sau de păgân, cum a ajuns Pavel acolo, de câte ori a fost, ce influență a avut asupra orașului, ce fel de oameni au fost ucenicii lui Ioan și stăruim asupra aspectului istoric. Încercând să-i ducem pe oamenii din sală cu 2000 de ani în urmă, în orașul acela din Turcia, și cam aceasta e abordarea istorică. Foarte multe predici surprind aspectele istorice. Cel de-al doilea aspect care poate fi prezent într-o predică e cel teologic. Aspectul teologic nu mai surprinde așa de mult istoricitatea. Cine, unde, când, cum, de ce, cu cine, ci surprinde semnificația teologică, adică
Ce importanță are pentru noi astăzi ce s-a întâmplat atunci? Predicile acestea din categoria a doua sunt puțin mai grele, pentru că atunci când noi vorbim de un om, noi ne asociem ușor cu un om, că suntem oameni ca omul ăla. Dar când vorbim despre o idee, atunci cei bătăioși, cei cu un suport teologic mai bun, poate să urmărească mai bine predica asta. Dar în sfârșit, haideți să trecem prin istoricitatea celor cinci experiențe ale botezului cu Duhul Sfânt, pentru că atunci când participăm la stăruință, să știm răspunde la următoarea întrebare. Cum a fost în cele cinci situații, singurele cinci situații din Biblie, unde Dumnezeu a botezat oameni cu Duhul Sfânt? În mod concret, cum a fost atunci? Pentru că, vedeți, întâlnim oameni care contestă sau confirmă. Unii spun da, e bine, alții spun nu, nu-i bine. Și noi nu trebuie să ne plimbăm de la nu-i bine la-i bine în funcție de cine confirmă sau contestă, ci trebuie să avem o bază biblică în mintea noastră care ne dă stabilitate și în același timp mobilitate, care ne ajută să avem siguranța că ceea ce credem e corect, e biblic, și nu trebuie să ne plimbăm de la Ana la Caiafa, de la învățător care astăzi umplu internetul și lumea. Haideți să începem cu Faptele Apostolilor. Dumneavoastră știți că în Faptele Apostolilor, în cinci orașe, sunt cinci botezuri cu Duhul Sfânt, singurele din Scriptură, care ne prezintă câteva detalii amănunte în legătură cu felul în care Dumnezeu, atunci, l-a trimis pe Duhul Sfânt peste oameni ca o umplere. Și este Ierusalimul în Fapte 2, este Samaria în Fapte 8, este Damasc în Fapte 9, este Cezarea în Fapte 10 și este Efes în Fapte 19, pasaj pe care eu l-am citit în această seară. Dacă ne uităm la metoda folosită de Dumnezeu, vom constata că e diferită de la o experiență la alta. Haideți să ne oprim în Fapte 2. Ce fel de botez a existat în Fapte 2? În teologie există un termen numit devoțional. Devoțiunea de dimineață. Ce înseamnă devoțiunea de dimineață? Înseamnă închinarea de dimineață. De obicei citirea la un pasaj din Scriptură sau poate o meditație și un pic de rugăciune. Poate meditezi, poate simți prezența Domnului și ai câteva minute înainte să mănânci, să pleci la lucru, de devoțiune personală. Ei, ceva de genul acesta s-a întâmplat în Ierusalim în Fapte 2. Oamenii aceștia, după ce Hristos a înălțat, la 10 zile după ce Hristos a înălțat, ei erau în odaia consacrată, un fel de adunare a lor în odaia de sus, unde erau acolo cu toții și se rugau. Oamenii aceștia s-au rugat 10 zile, pentru că cu 10 zile în urmă, când Hristos a înălțat, ei au avut curiozități teologice. Doamne, când te întorci? Când? Cum? Ce se va întâmpla atunci? Și Hristos o taie scurt. Nu-i treaba voastră. Dar treaba noastră care este? Treaba voastră este să așteptați să vină Duhul, pentru că din Duhul va veni puterea de care aveți nevoie. Voi nu aveți nevoie doar de informații teoretice, voi nu sunteți intelectualitatea societății evreiești. Voi trebuie să fiți niște oameni care, pe lângă faptul că spuneți idei voia lui Dumnezeu, voi trebuie să împliniți voia lui Dumnezeu manifestând puterea și autoritatea la care făceam referire de dimineață. Și Hristos îi trimite să se roage. Scriptura ne spune că ei s-au întors și s-au rugat și au trecut 10 zile. Și după 10 zile se întâmplă minunea. Dar ce făceau ei când s-a întâmplat minunea? Se rugau, exact ce facem noi de obicei când facem o rugăciune de stăruință. Ne întâlnim și ne rugăm. De obicei este o rugăciune mai harismatică, e însoțită de post, de multă mărturisire și de multe ori Duhul Sfânt botează pe cei care se roagă și stăruiesc. Asta este metoda devoțională. Este de fapt metoda pe care o folosește astăzi biserica. Rugându-se, pur și simplu stă și se roagă. Au fost acolo manifestări miraculoase? Da, au fost. Sunet puternic, limbi de foc și vorbire în limbi. Cam acestea au fost manifestările supranaturale ca o arătare vizibilă a puterii invizibile a lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu e ființa supranaturală care ori de câte ori apare pe scena vieții noastre, tot ce face e supranatural. Întruparea lui Hristos din Fecioară, o fată virgină, permiteți-mi să mă exprim așa, ca să nu existe dubiu, adică o fată fecioară naște un copil. Păi cum să nască, Doamne, o fată fecioară un copil? De când e lumea, lumea nu se poate așa ceva. Ei, când e vorba de un miracol, se poate orice. Dar orice se poate. Ce înseamnă miracol? O acțiune supranaturală a unui Dumnezeu supranatural.
Noi nu putem face miracole, pentru că noi suntem naturali și tot ce facem e la nivelul nostru. Noi facem lucruri naturale pentru că suntem ființe naturale. Dumnezeu face lucruri supranaturale pentru că e o ființă supranaturală. Să nu vă mai fie teamă în confruntările teologice biblice cu oamenii necredincioși sau de altă denominație, când vă întreabă, domne, cum a făcut Dumnezeu cerul și pământul? Să le răspundeți următorul lucru, scumpule sau drăguțule, minunile nu se explică. Minunile se cred sau se contestă. Minunile nu se explică. Cum s-a întrupat Hristos? E o minune, dragul meu. Ce, nu știi ce e o minune în limba română? Sau în limba engleză? Cum a înviat Hristos? Păi e tot o minune. O crezi sau nu o crezi? Asta e treaba ta. Dar eu nu pot să-ți explic lucruri care trec dincolo de natural. Întreabă-mă de lucruri pe care le fac cu mâna mea, eu sau altul. Dar nu mă întreba ce face Dumnezeu, că eu nu-s ca El. Tot ce face Dumnezeu se încadrează în categoria lucrurilor enigmatice, miraculoase. Și lucrurile miraculoase sunt și imposibile și inexplicabile. Hai să ne mutăm în Samaria. De fapt, cu gândul la Samaria, nu în Samaria. Ce bine ar fi într-o secundă să ajungem acolo. Observați că metoda de botez cu Duhul Sfânt în Fapte 8 nu mai este ca în Fapte 2. Dacă în Fapte 2 a fost devoțional în timp ce ei se rugau, meditau, erau împreună, se rugau insistent cu scopul să fie botezați, că așa le-a spus Hristos, observați că dintr-o dată au auzit apostolii că samaritenii au primit cuvântul și i-au trimis acolo. De ce? Nu primiseră cuvântul? Ce înțelegeți dumneavoastră prin expresia cineva a primit cuvântul? Că s-a pocăit, asta înțelegem. A primit cuvântul, a primit credința. Dar observați că trimit apostolii și ăștia când ajung acolo, Scriptura spune așa, uitați-vă în versetele 15 la 18, și-au pus mâinile peste ei și au început să... Nu ne spune Scriptura ce manifestări au fost, dar ne spune că au fost manifestări, dar nu le explică. Observați care este metoda, este ordinațională, cu punerea mâinilor, nu mai e devoțională cu rugăciune personală. Oamenii aceia nu știau să se roage, erau proaspăt convertiți. Apostolii nu trăiau în zona aceea. Samaria era o zonă rău famată, o zonă în care n-ajungea nimeni. Acolo era o zonă, cel puțin era privită de evrei autentici ca fiind păgână. Și apostolii s-au dus și și-au pus mâinile peste ei. Haideți să ne mutăm cu gândul la Damasc. Știți bine că Pavel este prezent acolo, vine Anania, metoda este aceeași. Numai că acolo se întâmplă o minune. Pavel, care se presupune că a fost orb datorită experienței întâlnirii cu Domnul Iisus, el își recapătă vederea. Lucrul acesta este menționat în Fapte 9 cu 18. Haideți să ajungem în Cezarea. Știți bine că aici este vorba de ofițerul roman Corneliu împreună cu familia lui extinsă. Un înger al Domnului, deși era o familie morală, un om care își conducea familia după principiile evreiești de care a fost influențat, probabil că el era de multă vreme acolo împreună cu grupul lui de armată, însă Dumnezeu îi apreciază religiozitatea, faptele bune pe care le face, dar spune, mai trebuie să faci ceva, cheamă-l pe Petru. Vedeți, îngerul nu-i predică, ci îl trimite după Petru, după cum îngerul nu predică nici ministrului de finanțe al Etiopiei și îl trimite după Filip. Îngerii nu predică, deși ei ar predica mai bine decât noi. E interesant lucrul acesta. Și vine Petru și Scriptura ne spune că în timp ce predica, nu mai este nici devoțional, nici ordinațional, ci e circumstanțial. Ăștia stăteau și ascultau predica cum stați dumneavoastră acum. Și în timp ce ascultau predica, concentrați la ce spunea omul ăsta, destul de interesant de altfel, dintr-o dată coboară Duhul. Ideea este diversitatea botezului cu Duhul Sfânt. Nu vă legați de o formă. Biblia spune ce să faci, funcție, dar nu cum să faci, forme. Formele sunt diverse, în funcție de zonă, în funcție de cultura locului, a oamenilor. Dar funcția e întotdeauna aceeași. Biblia spune să faci nunta, dar nu spune cum să o faci. Unii sunt mai conservatori, alții mai liberali. Biblia spune să faci binecuvântări de copii și evangelizări și mormântări, și... dar nicăieri nu spune cum să faci una dintre ele. Tocmai de aceea nu ne potrivim la felul în care le facem. Mai ales binecuvântarea de copii. Și eu, ca oricare alt pastor, am fost printr-o grămadă de biserici unde copiii sunt aduși să fie binecuvântați prin rugăciune. Dar, domne, n-am văzut două biserici să semene. Sunt locuri unde
mama și cu soțul vin cu copilul în brațe și se roagă pastorul, se roagă tata, se roagă mama. Dacă sunt mai mulți copii, nu mai poți să mai ții două predici, că nu mai ai timp. Alții sunt mai expeditivi. Alții iau slujitorul copilul în brațe. Altul are și copilul și mai încearcă să mai și citească din text. Tot felul de obiceiuri. Aproximativ după cum a început. Vedeți, formele sunt foarte diferite. Dar funcția, să te rogi pentru copii și să-i binecuvinte, sau să faci căsătoria, sau să faci înmormântarea, sau să faci evangelizarea, funcția în sine, din totdeauna și în toate locurile se manifestă, dar forma în care se manifestă e o chestiune culturală, care se încadrează în tiparul de gândire al oamenilor din zona respectivă. Noi ne-ar place ca peste tot să fie ca aici, mie ca la Chicago. În sfârșit, am vrut să spun că pe lângă, devoțional, este ordinațional, adică cu punerea mâinilor, dar observați că este circumstanțial și în Fapte 19, unde am citit, din nou e cu punerea mâinilor. Dragii mei, în afară de aceste 5 experiențe menționate de Luca, doctorul Luca, în Cartea Faptele Apostolilor, nu avem niciun pasaj din Scriptură în care să mai explice încă o altă experiență a unui botez cu Duhul Sfânt. De aceea observăm diversitatea în aceste 5 experiențe. Observați că în ultimul, cel din care eu am citit Fapte 19, Scriptura ne spune că vorbeau în limbi și proroceau. Vorbirea în limbi este aproape prezentă peste tot, excepție fiind Samaria, unde nu se spune în mod specific despre niciunul, dar cineva care se uita a văzut ceva supranatural întâmplându-se și și-a propus să ceară și el în contracost. Aș vrea să trec la o altă idee în intenția mea de a spune câte ceva onorând sărbătoarea aceasta și vorbind despre ceea ce noi numim cinzecime și să spun câteva caracteristici ale cinzecimii. Cinzecimea, de fapt, e sărbătoarea care a avut loc în Vechiul Testament și ea se repetă în Noul Testament cu o semnificație spirituală și asemănătoare. Atunci când vorbim despre caracteristici, vorbim despre cam cum se manifestă și cam ce înseamnă cinzecimea aceasta care s-a întâmplat atunci și care se repetă cu fiecare generație. Observați că în Fapte 2, după cum am citit de dimineață, și în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, Scriptura ne spune, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, pasajul din Fapte, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Vedeți pe ce care accentul? Pe putere. E adevărat că puterea vine din Duhul Sfânt. Nu e o săgeată aruncată în cosmos. Duhul Sfânt vine și din El vine puterea. Puterea vine peste voi. Aceasta este energia, este resursa, este puterea, este autoritatea de care avem nevoie să fim mai mult decât suntem. Ne întrebăm astăzi de ce nu se mai fac minuni la intensitatea la care se făceau atunci. Sunt posibile câteva răspunsuri din punct de vedere teologic, poate chiar istoric. Nu-i scopul meu, nu mă lansez în intenția de a încerca să răspund. Am vrut numai să spun că purtăm în suflet dorul de a face parte dintr-o biserică în interiorul căreia, în comunitatea în care se mai repetă astfel de minuni, care cel puțin confirmă că Dumnezeu mai este încă cu noi. E adevărat, noi nu trebuie neapărat să vedem o minune ca să fim siguri că Dumnezeu este cu noi. Asta se realizează prin credință, nu prin vedere. Dar să nu-mi spuneți că este tot una să vezi sau să nu vezi o astfel de minune. Să ai un vis care îți marchează întreaga viață sau o vedenie sau să fii implicat într-o experiență harismatică, miraculoasă de genul acesta. Ci voi veți primi o putere și folosind-o veți deveni martori, veți pleca din locul în care trăiți și veți merge până la marginea pământului. Ceea ce vreau să menționez acum este următorul lucru și aceasta este una dintre ideile centrale ale predicii mele. Este pentru prima oară în lucrarea lui Dumnezeu de până atunci, când lucrarea lui Dumnezeu iese dintre granițele poporului evreu și dintre granițele Imperiului Roman și cuprinde toată lumea. În tot Vechiul Testament, lucrarea lui Dumnezeu s-a manifestat în interiorul națiunii evreiești, care a început cu Avram în Geneza 12.
Aduceți-vă aminte că toate celelalte etnii, popoare, naționalități, nu aveau voie să intre în cort sau în templu. Existau o curte a neamurilor. Aduceți-vă aminte că famenul din Etiopia, când a ajuns la templu, pentru că era famen, el nu a avut acces. Era restrictivitate, numai evrei aveau acces acolo. Ei, pentru prima oară, la cincizecime, oamenii sunt trimiși până la marginile pământului. Și biserica lui Dumnezeu trece dincolo de granițele poporului evreu. Asta se întâmplă pentru prima oară. Aceasta este cea mai mare diferență pe care o creează cincizecimea. Însă asta așează pe umerii bisericii o uriașă responsabilitate. Și responsabilitatea este următoarea. Duceți-vă. Dumneata care te uiți la mine, trebuie să te duci. Și eu trebuie să mă duc. Noi toți trebuie să ne ducem. Ne-a trimis Hristos. De aceea a venit puterea peste noi. Pentru ca să nu ne ducem cu mâna goală. Vă mai aduceți aminte de frații lui Iosif care s-au dus în Egipt după alimente? După cereale? Vă mai aduceți aminte ce le-a dat tatăl lor, care nu avea cereale, dar avea ceva ce nu aveau egiptenii? Vă mai aduceți aminte? Leac alinător. Duceți leac alinător. Luați cereale și duceți leac alinător. Oamenii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care ne-a fost dat, nu ne-a fost dat ca să se confirme faptul că suntem penticostali. Ne-a fost dat ca să mergem. Ne-a fost dat ca să luăm cu noi ceea ce oamenii caută și nici măcar nu știu ce caută. Exact cum noi am primit, trebuie să primească și alții. Exact cum noi am avut nevoie și alții au nevoie. Și Dumnezeu îi trimite pe toți cei care fac parte din familia lui Dumnezeu să plece, să meargă, pentru că în ei există resursa. Nu veți găsi un scop mai clar definit în Scriptură al botezului cu Duhul Sfânt ca și scopul misiunii. Nu plecați, așteptați, aveți nevoie să primiți puterea. Ea va veni din Duhul când se va coborî peste voi. După ce veți primi puterea, resursa, energia, forța, autoritatea, plecați. Mergeți, duceți-vă, mergeți până unde se termină pământul și predicați Evanghelia, învățați-i pe oameni și botezați-i. Este lăudabil că, în general, bisericile din diaspora se întorc în România vara și fac evangelizări. Nu vreau să spun, vreau să ne lăudăm cu lucrul ăsta, ca să nu pierdem ce am făcut, dar este de datoria noastră, indiferent unde trăim, să evangelizăm oamenii, nu numai românii. Dacă mergem la poporul nostru, nu facem rău, e biblic. Dar trebuie să mergem, trebuie să ducem, trebuie să spunem. Hristos ne-a trimis, este obligatoriu. Încă o condiție. Prima a fost scopul primar al botezului cu Duhul Sfânt. Cea de-a doua condiție este condiția primară a ordinării. Aici nu mai e vorba de toată lumea, ci e vorba de un grup mic de oameni. Aduceți-vă aminte de un conflict. Fratele Petru povestea despre experiența neplăcută pe care a avut-o la institut. Mă mănâncă limba să comentez, să spun și eu ceva, că am trecut pe acolo, dar cel mai bine e să-mi văd de treabă. Sigur. Frica e bună. Observați că acolo a fost o neînțelegere, a fost o problemă de invidie și apostolii au spus este nevoie de oameni care să fie dedicați, că asta înseamnă ordinare, niște oameni dedicați pentru lucrarea spirituală, asta înseamnă ordinare. Dedicăm niște oameni ca să nu întrebăm, bă, cine, cum, nu domne, avem un grup de oameni în biserica locală, oamenii ăștia sunt consacrați pentru genul acesta de lucrări. Sunt electricieni pentru chestie de curent electric, sunt, eu mai știu ce, plumber pentru țevi și instalații,
tot felul de specializări, dar avem pentru lucrarea spirituală un grup de oameni pe care i-am consacrat, pe care i-am ordinat. Și observați că în fapte 6 se vorbește despre lucrul acesta. Sunt multe alte lucruri despre care aș putea să vorbesc, însă mă apropie de încheiere spunând un lucru care mi se pare interesant. Întotdeauna misiunea naște adversitate. Probabil că și ăsta este un motiv pentru care oamenii nu vor să meargă în misiune. Haideți să nu ne uităm la timpul nostru, să ne uităm la timpul Domnului. Uitați-vă în Cartea Faptelor și veți constata că toți care au predicat au mâncat bătaie. Și au trecut prin pușcărie. N-a scăpat unul. 11 apostoli, cu excepția lui Iuda, ba și cu excepția lui Ioan, au murit uciși pentru că au predicat Evanghelia. Unul a fost aruncat de pe zid, altul străpuns cu săgeți, altul tot felul de morți de genul acesta, foarte, foarte violente. Apostolii au murit uciși pentru că au predicat Evanghelia. Pavel a murit ucis pentru că a predicat Evanghelia. Petru de asemenea. Până în secolul IV, biserica a fost în afara legii. Cultul păgân era religia națională. Până când a venit Constantin și a legalizat cultul creștin alături de cultul păgân. Dar până atunci a fost scos în afara legii. Și în funcție de exigența autorității locale, armata, poliția, primarul, guvernatorul, oamenii erau uciși dacă erau prinși că se rugau și vorbeau despre Iisus. După cum se pare că se instaurează în viitorul apropiat o astfel de... Vedeți că religia creștină este din ce în ce mai subapreciată. Ăsta e cel mai elegant cuvânt pe care îl pot folosi. Aș vrea să vă spun că creștinismul este confruntat cu autoritatea orașului. Și poliția, autoritățile locale îi prind pe apostol și îi bagă în pușcărie. Trebuie să ne asumăm chestia asta și să mergem în misiune. Asta nu înseamnă neapărat că vom deveni eroi și cineva o să ne bată sau o să ne bage în închisoare, dar pot exista tot felul de restricții sau de pedepse pentru asta. Dar asta este istoria creștinismului. Asta este la pachet. Dar nu numai asta. Creștinismul este confruntat de iudaism. Aduceți-vă aminte că cele mai mari probleme pe care Pavel le-a avut cu concitadinii lui și cu oamenii care erau evrei, care l-au urmărit peste tot și care tot îl acuzau de lucruri ireale și până când erau dovedite, era bătut bine. Nu numai asta. Creștinismul este confruntat cu spiritismul. Capitolul 16, versetul 16. Creștinismul este confruntat cu autoritatea Imperiului Roman. Pavel moare în felul ăsta. Sau cu filozofia greacă, când ajunge în Areopag, capitolul următor. Sau nu, 17, două capitole înapoi. Observați, autoritățile orașului sunt împotriva creștinismului. Autoritățile țării sunt împotriva creștinismului. Religia națională este împotriva creștinismului. Spiritismul este împotriva creștinismului. Filozofia este împotriva creștinismului. Puteți să-mi spuneți pe cine, puteți să-mi spuneți o formă de autoritate care susține creștinismul? Nu. Creștinismul este cea mai persecutată religie. Este cea mai persecutată religie. Nu-i violent ca islamul. Și totuși creștinii sunt uciși. Nu vreau să mă lansez în statistici pe care să vi le dau, sunt înspăimântătoare. Le puteți găsi pe Google foarte ușor. Însă, nu v-ați întrebat niciodată de ce creștinii care sunt niște oameni foarte pașnici, ei au în minte imperativul de a iubi, de a ierta, de a aduce ajutoare, de a predica Evanghelia pentru a primi pace și liniște sufletească. Nu înțeleg de ce ar trebui să bați sau să ameninți o astfel de persoană. Pentru că nu face absolut nimic rău. E foarte darnic, foarte politicos, foarte omenos. Aveți un răspuns concret la întrebarea asta? Asta nu are legătură doar cu perioada începutului creștinismului. Nu vă uitați doar la creștinismul american, care mai este într-o rămășiță de democrație.
Uitați-vă la creștinism pe toată fața pământului și luați întregul, holistic, luați-l și uitați-vă la el și faceți-vă o părere generală. Creștinismul este persecutat de 2000 de ani și va rămâne persecutat până la sfârșit. Pentru că oamenii îl suportă pe Dumnezeu, dar nu îl suportă pe Hristos. Pentru că Dumnezeu este un nume generic. Aproape că nu poți să pui mâna pe el. Și hinduismul și budismul, fiind aceeași religie, doar castele diferă. Și confucianismul și islamul are Dumnezeu. Dar Hristos și Mântuitor nu are decât creștinismul. Întotdeauna când te întâlnești cu un creștin, îți aduce aminte că mergi în iad. Și de aceea n-ai chef să te întâlnești cu niciun creștin. Și de aceea creștinii sunt incomozi. Pentru că ei sunt confruntativi. Orice predică se încheie, două drumuri, două locuri, rai sau iad, alegeți, încă poți să-ți alegi. Nu toți oamenii se predau, dar cine nu se predă, dumneavoastră credeți că uită mânia pe care a simțit-o în suflet, că nu se predă, dar dacă moare merge în iad. Creștinismul naște conflictualitate și adversitate. Peste tot pe fața pământului, începând cu faptele apostolilor și încheind cu situația din prezent. Creștinismul este o religie condamnată la suferință. Este o religie interzisă, este o religie asupra căreia se manifestă adversitate și restricționare. Spunea fratele Petrică, cred de dimineață, despre bucuria de a avea un număr mare de misionari ca și popor, însă nu știu dacă cunoașteți personal astfel de oameni și dacă ați avut posibilitatea să stați de vorbă cu ei. De pildă, Afganistanul este țara cu cel mai înalt risc de persecuție împotriva creștinilor și apoi sunt toate celelalte, Irak, Coreea de Nord și așa mai departe. Însă există un risc uriaș dacă ajungi acolo și ești depistat ca fiind practicant, să nu mai zic de proclamator sau predicator al creștinismului. Și totuși, șeful nostru ne-a spus, duceți-vă până la marginile pământului. Angajamentul nostru față de el trebuie să fie foarte puternic ca să ne asumăm riscul ăsta. Unii dintre noi nu ne lasă inima să facem o donație pentru o colectă care se strânge pentru misiune. Dar să-mi las serviciu și să risc să nu mai mă întorc, sau dacă mă întorc, să mă întorc fără cap, sau eu știu fără ce. Nu vreau să dramatizez, dar vreau doar să vă spun că șeful nostru, Hristosul nostru, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, cel care va sta într-o zi în pragul veșniciei, în bătătura veșniciei și ne va spune vino sau du-te, El ne-a spus să mergem. Avem posibilitatea tacit și pasiv să-L refuzăm. Dar dumneavoastră știți că o poruncă are consecințe sau răsplată. Duhul Sfânt ne-a fost dat nu pentru a deveni penticostali. Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru a deveni roditori, câștigând suflete prin evangelizare sau maturizând biserica prin învățare. Sunt două scopuri pe care le are biserica în legătură cu umplerea cu Duhul Sfânt. Evangheliștii, oamenii care se duc, și învățătorii, oamenii care se ocupă de biserică. Dar nu numai învățătorii, toată manifestarea darurilor duhovnicești. O parte dintre oameni slujesc în biserică și asta este pentru zidire, sfătuire, mângâiere, este pentru edificare, pentru maturizare, pentru îmbărbătare și biserica are nevoie să fie îmbărbătată, nu evangelizată, oameni buni. Biserica nu trebuie evangelizată, opriți-vă cu evangelizarea bisericii. Lumea trebuie evangelizată, nu biserica. Biserica trebuie să crească, să se maturizeze, să se dezvolte ca un copil care se însoară, că a făcut 20 de ani. Însă lumea trebuie evangelizată. Oamenii ăștia trebuie să audă mesajul. Dumnezeu te iubește și Hristos a murit pentru tine, primește-L în inimă. Vino la biserică, citește Biblia. Nu există investiție mai mare decât să dai Evanghelia după Ioan sau Noul Testament sau Biblia unui om. E cea mai mare investiție. Nu cred că este alta mai mare. O predică nu are nici pe departe influența unei Biblii.
Pentru că o Biblie, dacă cineva o privește cu dispreț și nu o rupe, nu o aruncă și o pune pe noptieră sau undeva în casă, într-o zi când îl cercetează Dumnezeu printr-un necaz, printr-o suferință, omul e fricos, e tare și mare numai când îi merge bine. Dar s-ar putea să caute Biblia aia și să o citească. Recomandațiile se înceapă cu Evanghelia după Ioan. Probabil că e cea mai potrivită carte. Să continue cu Roman sau poate Galaten sau Iacov. Să nu înceapă cu Levitic și Numeri, că renunță. Ajutați-i pe oameni, învățați-i pe oameni. Cineva care începe să pună taile are nevoie să se ducă la cineva care pune deja de 10 ani și să-i spună: vrei un pic să-mi dai câteva sfaturi, că uite, nu știu să mă descurc, trebuie să încep și eu să fac treaba asta. Ei, la fel e și cu Biblia. Noi toți ne naștem teologi. Avem o mare problemă. Că ni se pare că știm. Nu există oameni într-o stare mai gravă decât oamenii care nu știu că nu știu. Dacă nu știu, nu-i grav. Dar dacă nu știu că nu știu, e cât se poate de grav. Nu vreau să lungesc vorba, timpul a trecut, aș vrea să mă opresc, însă oamenii lui Dumnezeu, să știți că tot ceea ce am primit, am primit cu un scop. Când îi dați niște bani copilului, îi dați pentru ceva anume și îi spui: te rog frumos, du-te și cu banii ăștia fă treaba asta. Vă mai aduceți aminte când ne-a fost dat Duhul Sfânt, ce ne-a spus Dumnezeu, ce treabă să facem cu puterea asta? Ne-a spus: duceți-vă. Cum îl vei privi în ochi când nu te-ai dus? Cum îl vei privi în ochi când ai primit puterea, ai primit resursa, ai ce trebuie, dar nu te duci? Un om care are mintea trează și care este pocăit, e un om matur în Hristos, nu-și poate permite să se facă că plouă, pentru că se simte responsabil de investiția pe care a făcut-o Dumnezeu. Oameni dragi, Hristos nu ne trimite pe socoteala noastră și nici pe cheltuiala noastră. El ne-a dat puterea, iar puterea asta vine din cer. E o putere nelimitată, e o putere duhovnicească, e o putere care sparge tiparul logicii și explicațiilor omenești. E o putere care se poate manifesta prin minuni dacă e necesar, dar nu pentru a face pe cineva erou, ci pentru a se proslăvi Dumnezeu prin Hristos. Frați și surori, asumați-vă responsabilitatea asta, că nu știm cât mai trăim. Și mâine, poi mâine, stăm pentru singura oară în fața stăpânului care va spune: vino sau du-te. Nu mai intru încă o dată în Matei 25 să vă fac să plecați acasă opăriți, dar este bine să vă aduc aminte că pilda fecioarelor are rolul să spună următorul lucru. 5 fecioare s-au calificat pentru că au făcut ce trebuie și 5 s-au descalificat pentru că au făcut ce nu trebuie. N-au făcut ceva rău, însă n-au făcut nici ceva bine. Pilda talanților are aceeași mesaj. Joi am tot vorbit despre asta, aproape supărător, și nu vreau să mai revin asupra acestui lucru. Dumnezeu a investit, este prima investiție. Imaginați-vă cât de confuzi am fi fost dacă nu aveam Biblia, dar o avem. Însă mesajul ei ne obligă, ne trimite, ne solicită, ne scoate din stilul în care ne propunem să trăim în următorii ani și ne spune: du-te. Aduceți-vă aminte că toate se petrec doar în numele Lui care a venit la noi și apoi s-a înălțat. Și se petrec cu puterea pe care am primit-o la cinzecime. Ne-am rugat să primim și am primit. Ce facem cu ce am primit? Noi credem că asta ne-a fost dat doar să-L încuiem în sertarul inimii? Oameni dragi, spuneau unii dintr-un oraș, oamenii ăștia care au răscolit lumea, au murit ăia care au răscolit lumea atunci. Este altă generație astăzi. Vă rog, în rugăciunea care va urma, la momentul la care pastorul ne va îndemna, gândiți-vă și la lucrurile astea. Și dumneavoastră veți sta alături de mine în fața lui Dumnezeu. Va fi un fel de tribunal, de cort. Și acolo vom fi întrebați: de ce? Ai avut, ai știut, ai putut și n-ai vrut. Mi-a să știți cam care sunt procedurile pentru o persoană care, fiind în casă sau pe stradă, cineva îl atacă și având pistolul în pușcă. În mare, știți cum se judecă un astfel de caz? Ce intenție a avut cel care a împușcat? I-a fost pusă viața în pericol până la ultima fază, încât n-a făcut-o din răzbunare, din răutate, din ambiție, ci pur și simplu i s-a părut că o să-l ucidă în secunda următoare și pentru că a avut pistol, a tras și a scăpat.
E, dacă judecătorul e convins că a făcut asta doar ca să scape, nu ca să se răzbune sau din alt motiv, atunci s-ar putea să nu fie condamnat deloc. Vom sta în fața Domnului. Am avut, am știut, am putut, dar n-am vrut. Rea intenție, comoditate, nepăsare, ignoranță. Față de șeful? Da. Față de stăpân? Da. Față de Domnul pe care îl cântăm și îi pronunțăm numele de 50 de ori pe zi? Da. Imposibil, nu se poate. Acesta este adevărul despre umplerea cu Duhul Sfânt. Vă chem încă o dată. Eu știu că și dumneavoastră sunteți sătui de predici, că ascultați prea multe. Dar vă rog, vă rog, încercați să vă impuneți încă o dată să vă gândiți. Dacă sunteți mulțumiți cu locul în care sunteți, dacă sunteți mulțumiți cu activitatea pe care o aveți, cu relațiile pe care o aveți și mai ales relația cu stăpânul, și dacă talentul pe care l-ați primit este în pământ sau este băgat pe la bănci ca să aducă bani pentru onoarea celui prea înalt. În felul ăsta vă veți spune liniștiți capul pe pernă diseară. Amin.